Da. Da. Hai, Fifi. Ia. Na, dar pe ce urlăm acum? Ce facem? Hai, Miruna. Hai, da, așa. Așa, filmează, să vadă lumea cât de săraci și de necăjiți suntem, că trebuie să ne improvizăm aparatura cu care filmăm. Da. Dar nu e nicio problemă, că noi ne descurcăm. Nu ne plângem despre asta, vreau să spun că ne descurcăm. Ce s-a întâmplat aici? Am cumpărat un trepied din târg, bineînțeles, că nu am bani să dau 1500 de lei pe un trepied. Și căpăcelul ăsta care e la celălalt trepied al nostru, joacă aici înăuntru. Și atunci trebuie să-i pun un pic de completare din lemn. Pentru că ăsta e foarte bun. Uite tu ce frumos se ridică singur cu de la telecomandă aproape. Trebuie pus un pic de ulei, că de nu s-aude la cameră. Un pic de vaselină să nu facă. Îmi pune un pic de ulei. Este... Da, lasă că mă duc eu imediat. Bun. Deci ideea e asta. Pentru că clema asta, piesa asta care se prinde e teșită, trebuie să fac și lemnul teșit. Știi, Victor? Da. Ce uite, așa? Teșită? Teșit înseamnă că nu-i dreaptă, exact. Uite, dar ăla zice, a, se mișcă pentru că se poate rabata. Exact. Ce faină trepied ne-am luat. Că așa l-am luat, fără capacul ăsta. Ce-mi pe... place, mă, Daniel, cum te inspir eu pe tine. Păi da, că tu mi-ai zis, ce mi-ai făcut tu? Du-te, adu perie, Sofia, adu perie să curățăm costa pe frigider și s-o cam pus un pic praful pe el. Tu, de fapt, m-ai întrebat ce? Că nu putem face ăla. Și mie, în momentul ăla, la un an distanță, mi-a căzut fisa, că eu, cum ți-am zis, așa, și mi-a căzut fisa și uite ce frumos, împreună, într-adevăr. Nu, că nu pot, singur nu pot. Tu mă motivezi pe mine și mă inspiri. Nu îl curățăm foarte tare, că oricum merem acolo la animale și la porci, la capre cu el. Alo, bunic. Ce face, Vita? Frumos, foarte frumos. No. Dar el a filmat că suntem pe platou de filmare. Spune la bunica ta să te lase în pace. Bunic. Ok, pa. Pa. Bun. Uite tu ce fain mă duc cu mitraliera. Haideți. Merem. Nu vreau cu mitraliera imediat. Da, de obicei desculți, că mie așa îmi place. O să vedeți într-un video care urmează să apară cum lucrăm noi desculți și în alte contexte. Dar nu vă dezvălui foarte multe acum. Merem în joc. Pot să mă duc și eu, da. Hai să-i dau niște fructe la prietenul meu. Ha. Bine. Am aici un prieten tare bun. Avem aici niște pere pe care să cam pun muștele, dar nu-i problemă că le și mâncăm. Ia cule! Mai! E gata, tati? Tati, uite un pic. Au venit, hai să mânc și eu din ele. Le împărțim, da? Stai tu! Împărți cu mine? Ia-ți una, care vrei tu? Uite, asta e cea mai frumoasă. Nu-mi trebuie. Dă-mi o mie apă. Ia-o. Ia-mi cu... Ia, îi tot dau bucățele mică. Ia uite. Prietenul nostru acum mănâncă pere. Ep. Câte n-o mâncat de mult. Stăm o dată. Stop. Stai acolo. Hai să-l săturăm pe Iancu și apoi... Nu-s prea multe. Iancu. Fii atent că la Iancu i-am făcut un nou căpăstru de frânghie și s-o cam întins, s-o desfăcut de acolo, n-am avut vreme și l-am mai legat un pic pe sănas. Cam rău arată. Bă, vezi că-ți pică din gură. Zupă, Iancu. Știu că o să vă întristeze pe foarte mulți dintre voi, dar Iancu încă e de vânzare. Pentru că, cu atât mai mult că e vară acum, nu ne vedem capul de lucru și nici atâta n-avem timp de el. Nu arunca după el, Victor. Du-le. Nici atâta n-avem timp de el și bietul nu mă tânjește.
Deci vrem să-l vindem. Dacă vreți să-l cumpărați pe Iancu, scrieți-ne în comentarii. Da, zici minciuni că n-ai vreme de el. Că vrei să-ți cumperi o iapă sau o bivoliță. Mi-aș lua o iapă sau o bivoliță. Dar el e mare acum și ar trebui să mă ocup de el, Sofia. Eu acum ar trebui să-l pun pe el la căruță și să umblu cu el, dar nu am vreme, că ieri am fost la lucru până seara, târziu. Eu? Ce? Faci mult prieteni. Și astăzi trebuie să mergem să facem alte lucrări care sunt în urmă, acolo jos, la capre. Prietenaș, stai un pic. Bun, hai să mergem. Pa, prietenaș. Salutare, oameni buni, pentru cei care sunteți prima dată în Maramureș, în gospodăria noastră. Eu sunt Daniel, avem doi copii, un băiat și o fată, Victor și Sofia. Merem la treaba astăzi, o să vedeți ce facem noi în gospodărie. Tot timpul facem ceva interesant, așa că abonați-vă la canalul nostru, dați și cu like dacă se poate și păreri în comentarii. Haideți să vedem despre ce e vorba. Care fete merg la băieți astăzi, Sofia? Silvia, Miruna și Fifi. Da, de ce? Hai încoace să te spăl, că ai ceva pe obraz. Fifi! Nu știu de ce te-ai atins, dar ești un pic negruță. Fetițele la voi? Domnișoarele. Domnișoarele, da, da. Avem aici doi băieți. Victor, ce pictezi acolo? Te rog, nu strica tot spray-ul. Ai, Victor, ai făcut... Hai să-ți arăt de ce te-am pus să mi-l aduci. Am aici... Am aici un clește special care lucră cam greu. Și trebuie să... Păi, de ce mai greu? Astăzi îl vom folosi... Te rog, ia spray-ul din mâna lui, că face în aer. Dă cu spray acolo. Un pic. Hop. Și din coace, așa se face la mineri, Victor. Nu tare, un pic. Stai. Și nu mai dai cu el, că spray-ul e foarte special. Îl pui acolo pe dulap. Nu, 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 nu-l mai scutura. Coace, dă-l în coace. Nu mai scutura, pune-l pe dulap. De asta nici nu se mai găsește, numai la magazin. Lasă-l acolo. Și la magazin, când te duci, trebuie să dai bani pe el. Nu cred că vrei să dai bani, tu vrei să-ți ții bani acolo, nu? Câți bani ai, Victor? 717. Ce? De lei. Atâta de mulți? Nu, lasă că mă bag eu în banii ăia să văd, că nu-i voie atâta bani la copii, n-aveți voie. Tati, zi-s banii de la ziua noastră. Am înțeles, dar ce să faci cu atâția bani? Ne cumpărăm... Aoleee! Ne cumpărăm ce ne cumpărăm? Ai făcut, ce ai făcut și ești murdară pe ăsta la alt obraz. Vezi că te filmează, te vede, te dă lumea la televizor. Hai mai tati, termină, că nu-i mare lucru. Nu-i mare lucru, dar trebuie să fii curată. Că oamenii care se uită și nu te cunosc așa bine cât de curată ești, tu o să zică: uai, ce fată hrăosă și putoroasă. Nu, bine, nu, hai, nu exagerăm. Ia, Victor! Tu antrenezi cleștele ăsta să funcționeze cum trebuie, da? Tot faci așa de el. Și pun foarte puțin ulei. Numai că e destul, o curs până pe mânere. Bun, deci, astăzi avem trei eduțe pe care le creștem de anul trecut și astăzi le aducem la țap. Țapul nostru e Bruno, ăla de acolo. E un țap anglo-nubian, fătat în noiembrie. Și uite-te că se pregătește de montă. Începe să-mi fută. Nu miroase tare, dar miroase un pic. Avem... Avem trei eduțe pe care vrem să le montăm mai devreme.
Da. Parcă ăsta e un sport, uite. Ăsta da. Mâinile și ăsta sunt picioarele. Dar eu mă pot concentra să zic ce am de zis, dacă voi într-una cântați și... Taca-taca. Ia, fă un pic să vezi cum lasă face. Lasă că mai fac eu. Mereți voi și vezi dați drumul la apă. Vezi cum face cleștele ăla, ia așa face. Ok, Sofia, mergeți pe acolo și, mergeți și dați drumul la apă în valăul ăla negru. Da, o fost mami aseară. Du-te și mai pune astăzi, că poate e cam gol. Uite, stau caprele aici da, și strigă bună. Da, e cam gol, du-te. Imediat! Deci, motivul pentru care vrem să montăm aceste trei eduțe e pentru că un an și ceva, cam un an și vreo 4 luni, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. Au un an și 5 luni de când au fost fătate anul trecut. Mm-hmm. Și atunci le dăm la munt acum în 15-16 iulie astăzi. Nici nu știu ce dată, din păcate. Păi trebuie să ne uităm, e 16 iulie, trebuie să ne uităm pentru că eu îmi scriu și în caiet și o să le urmărim în zilele următoare, să vedem dacă s-a montat. Încercăm să urmărim exact în ce zi s-a montat. Dacă nu știți cum vedeți dacă o capră e montată sau nu, avem videoclipuri care ne arată, în care vă arătăm treaba asta. Dar vom urmări eduțele să știm cât se poate de precis ziua în care s-au montat, ca să putem să estimăm data în care vor făta. Și vrem să fete acolo pe început de ianuarie, ca să avem lapte mai devreme, ele fiind mari și suficient de grase, o să vedeți ce mari și eduțe fain avem. Ăștia-s doi băieți, unul e castrat și unul e necastrat. Să vedem cum va performa Bruno anul ăsta, dar din ce știu eu, îl văd că e prun bun. Eu cred că cleștele ăla e cheia acum, poți să-l lași jos, că mai mult de atât nu o să se... Da? Da. Na bine, îl pun. Dacă tu ești ajutorul meu și așa zici, hai să vedem dacă putem prinde eduțele pe aici. Ia. Haide, hai. Vin să te ajut? Nu, că vin ele la mine. Hai, Miruna. Haide, hai. Uite, ca să vezi care e cea mai prietenoasă dintre ele. Păcuțu, iubita mea, viitoarea noastră vedetă intergalactică în curând și s-astea la alte două foarte prietenoase. Hai, Miruna! Hai, Pipi! Ia. Na, dar pe ce urlăm acum? Ce facem? Hai, Miruna! Hai. Mă duc după niște grăunțe, să vezi cum vin. Asta e treaba cu caprele, că trebuie să le păcălești. Ele sunt foarte deștepte și dacă vor să fugă de tine, e greu le prinzi. Așa că le ademenim, le păcălim, să vedeți cum vin. Dacă nu le știi butonul și mânierul de care să le prinzi, nu le prinzi. Victor, da. Nu te pune pe spate. Da. Ia cum vin, tăi. Cine vrea bunătăți? Cuțu vrea prima, Cuțu, dar eu pe altcineva, cu altcineva am treabă. Hai, Miruna! Ține-o tu! Dai că o prind și pe Fifi. Victor, prinde-o pe Fifi, dincolo de Bella. Aia, ce se dă în spate. Victor, ho! Ia, ține-o pe Silvi. Dă-mi o mie pe Silvi. Nu fugi după ele, uite aici. Hai, Fifi. Hai, mama, hai. No, nu, așa nu prind. Hai, Miruna! Bun, vă spun cum facem. Le dați la loc. Hai că merem pe aici și vine lătete la locul pe noi. Bun, pe una am prins-o, că asta e cea mai cuminte și cea mai prietenoasă dintre tete. Uite, dăm și o răsplată. Miruna! Bravo, Silvi! Mulțumesc că ai făcut minte căprița mea! Ia uite ce frumoasă e o căpriță! Miru! Cum îmi place mie să fie și tărcată și colorată. Îmi plac alpinele franceze. Dar mai bine îmi plac căprițele așa și cu albunele și cu negru. Cu pete, cu o conformație mai neuniformă. Tati a prins una! Super! Deja avem un pic de ugeruc și o să vă arăt pe Miruna ce frumoasă e. Ia să vedeți. Avem țâțuci, nu sunt cele mai mari, dar căpruța e bună. Uite-te, tu nici nu se vede coada de grasă celui și la celelalte se vede și mai bine. Hai să o ducem la băieți. Hai, fetița. Hai, mami, să vedem ce fac băieții cu ea. Hai, Lupa, du-te. Da, stai. Ele nu prea vin aici, ele acum... Hai. Eduțele astea nu vin aici deloc, nici măcar la mâncat. Hai.
Ioi, 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 ce mai călcat pe picior, du-te! Stai, vede acolo, că nu poți să nimic. Hai, oameni, să vedem ce faci. Am adus-o! Imediat, așteaptă, ține-o bine. Hai să ne împăcare la ce. Bruno, uite tu ce, deja ai o sări părul pe spate. Da. Hai da. Vin acum, ai prins-o? Nu, ce era să mă arunc pe spate. Stai că vin. Asta numesc eu o eduță frumoasă și grasă. Uite tu, uitați-vă la ea. Caprele care produc sunt slabe, sunt costelive, se vede oasele pe ele. Dar ele, dacă n-au pătat încă și au un an jumate și le dăm suplimente, uite ce se întâmplă. Ce grase. Da, gata. Și merem și cu asta. Și apoi cred că pe... Pășnițeluc, îl ducem de acolo. Pășnițeluc. Pășnițeluc. Pe Fripturel. Hai, Fripturel. Fripturel. No, ce, amu mă împingi afară? Am adus gagici și tu mă împingi? Hai, Fripturel. Hai că îl ducem în altă parte. Că tu numai îl încurci pe Bruno. Hai să fie deschide. Vezi să nu iasă? Ia, Fripturel, e liber. Zboară liber. Deci, unde e Fripturel? Pe Fripturel am adus aici. Ca să-i țină de urât. Ca să-i țină de urât la Bruno, că altfel ăsta urla și toată ziua numai pe-n garduri era. Și acum, dacă are companie, hai Victor afară, uite la el ce... Acum, ce căutați aici? Haide, Victor, hai afară ca să se poată duce la... la... Hai, că... El e cam cu 8 luni mai mic decât ele, dar e binișor dezvoltat și... Ce e, băi? Te doare ceva? Ce păr zburlit are pe spate, uite, poate hai, facem, mă, că vine, o să poate facem și un thumbnail cu ocazia asta. Ce, mă, te intimidează trei gagici deodată? Dar nu-ți fie frică că ți-a tăce sa tale, mă. Ai apărut, frunzărel. Ce, mă? Băiețel. Hai de acolo, mă, zmeule. Mucea. E și coptile, e nici măcar adolescent comparat cu ele. Am adus trei crengi aici, pe care dacă le puneam la astea trei eduțe sau la o eduță, erau mâncate de mult. Dar ei au cam pierdut vremea și nu le-au mâncat. Bă, hai să te văd, că el are aici niște capete de corne pe care... Hai, hai. Aole, uite de toate mâșii. Vezi, tate, că pe care, uite așa. Ce ciudată. Păi sunt moi, știi? Și alea care sunt moi, îi le luăm jos la băiatul. Fără violență! Nu vreau violență! Nu-i bai, că lasă că strece, că nu-i ce-i asta, nu știi de... Hai să văd ce ți-o făcut. Aici avem un sarc unde e planul să fie curtea ieduțelor. Însă, nefiind gata locul țapului în spate, că și ăla o să-l facem în curând, ei încă aici locuiesc țapii. Dar știi care e treaba? Trebuie să mă pun să le fac o iesle mai acătărea, că aia e cam slăbuță. Și el acum se dă timid, adică nu se apropie de ele, încă tatonează, numai să uită la ele așa cu coada ochiului, știi? Uite la el! Ce burtă are lăsată! El? Ce se pare, da. Comparativ cu caprele. Are o burtă foarte lăsată. Nu mi se pare.
probabil. Uite la Fifi. Fifi! Aoleu, și-o găsit o crenguță de salcâm. Imediat să urcă pe scara aia. Lasă-l să crească bine. Bine, că vreau să-l mănânc. Fripurel. E gustos. Fripurel îl cheamă. Opa. Uite tu că nu-l primește nici neamurile lui, nu-l primesc. Zice, du-te că tu nu ești de aici. Nici surioara lui nu-l primește, Victor, sora lui. Ce jos să nu-ți prind viteze de acolo. Tati, sora lui. Sora lui nu-l primește. Care e sora lui? Aia cu bulina pe spate, bulina albă pe spate. No, Fripurel. Ia la Miruna, tati. La aia creangă aia s-o întins toate trei și acum Miruna culege ultimele rezultate, ultimele roade. Tot o mai lăsa ceva. Nu a fost prea bun. Nu mi-a făcut nicio capul să fac la laser, că aici e pentru animale, ce e atâta. Iuhu! Bravo! Nota 10! Și urci acum? Da! Dai cu genunchi în tablă, că te tai foarte tare. Hai că vine o capră, te urci pe ea. Să zicem că nu se întâmplă, că să zicem că tu ești invizibil. Să zicem că eu sunt invizibil, așa e? Da. Bun. S-ar putea unii dintre voi... Uite tu. Ia, ce s-a dus și s-a dus. Și-o lua sabia. Vezi că treptele alea nu știu de cât timp sunt făcute, nu știu cât nu o să țină. Nu știu dacă o să țină mult, deci dacă pici, poate te dă drum. Dacă mergi pe partea aia altă. Să văd dacă poți să vin în fugă acolo. Nu, nu veni în fugă. Dacă nu ești tu în control, s-ar putea să dai cu capul de tablă și o să te doară un pic. Să sar peste cap? Nu, nu, sări peste cap. Du-te, normal. Ai văzut că s-a desfăcut una. Acum, în cel mai rău caz, o să te julești. Pe sabia. Să vin? Să vin eu în prim plan, ca și ăla de la National Geographic, știi? Acum, aici avem un specimen. Acum avem, în live, mare, mare plăcere avem să vă arătăm astăzi un animal special cățărător. De fapt, noi le spunem copiii când îi ținem în brațe, dar în rest, ești niște cățărători... Animale cățărătoare. Niște ființe cățărătoare care sunt foarte liberi și uitați-vă... Câtă inteligență prezintă! Apogeul inteligenței și imaginației din gospodăria noastră. Copiii ăștia, am văzut acolo o creangă și acum, ca să vă explic, să mă dau eu important. Uite! Uită-te la el cum își răsfață căprițele. Care e capra ta, Victor? Ține-o în aer! Ține-o în aer, că după ce se freacă de pământ, dacă nu le mai place. Dacă e cu spin și nu poate. Victor, ține. Care e capra ta? Asta. Cum o cheamă? Cum o cheamă pe capra ta? Nu mai știe. Miruna, Victor. Păi, dar nu. Ce vreau să vă spun, copiii ăștia sunt atâta de bine antrenați și atâta de flexibili și de preciși să-și poarte de grijă și cum am reușit să obținem performanța asta de la ei, i-am lăsat să cadă cu lovituri mici. Când cade copilul și se julește pe loc drept, are mai mare grijă să nu cadă de la înălțime. Și uite că ne-a oferit Dumnezeu că n-am avut. Și-am orficulea să se rupă. Orficulea să rupă ăla și să cadă. Să facă să-și vale. Rupă vreo mână. Doamne fer, nu vorbi. Hai copia, gata. Acum... Nu, nu, acum ți-ai atins limita. E gata. Stai. Bun, de la mine. De ce, doamne fer, vai, nu știu ce. Tu știi ce supărat am fost până la vârsta de 28 de ani, că eu n-am avut rupt niciun os. Foarte bine, înseamnă că e sănătos. Eu am avut, într-un an am avut mâna asta ruptă și
și la scurt timp după aia, nu foarte mult, am avut amândouă mâinile, așa stăteam. Era în gips. Și dormeam. Câți ani aveai? Așa dormeam. Câți ani aveai? Nu mai știu, că nu mi-am scris nicăieri, dar am avut amândouă mâinile rupte. Ok, dar ce vârstă aveai? Eram... Sub 10 ani sau peste 10 ani? Eram mult mai tânăr și mai fără griji decât acum. Sub 10 ani sau peste 10 ani? Cam peste 10 ani. Și cum o strigai pe maică ta? Mame, așterge-mă! Nu, dragă, eu nu făceam așa niciodată. Cred că dacă mi-amintesc bine și cu mâinile în gips mă puteam descurca singur la toaletă. Ia uite ce fain. Sofia, care e capra ta? Silvia. A! Adică și... asta ce-a făcut. Mă, cum a băgat în vocea asta pentru că erai chiar în momentul de schimbare a vocii. Da, ok, am înțeles. Da, acum îți dai seama că poate fi amuzant pentru cine nu e participantul la această ironie. Da. Fuu, cred că o să fie toate trei o să fie bune de lapte. Ia uite că deja își scoate piesa. Fii atent că începe cu tatu. Serios? Da, da. Hai să te văd, băiețaș. Prințele. O să fie multă alergătură. Mult scandal și distracție aici. Asta e curtea de destrăbălare. Ia, fugi repede, că asta fuge pe lângă tine, mă. Și tu, ia fii atent. Tu pierzi ocazia. Ce față are. Seamnă cu un actor. Hai să știi că asta nu se prea pricepe cu noi. Cu cine? Cu Sasha Baron Cohen? Din Bruno, din filmul Bruno? Nu. Este un lip din Shameless, știi? Mm-hmm. Friptură? O să fie o friptură atât de delicioasă! Cum tu? Nu ți-a fi milă de el? Ba mi-a fi, da! Ți-a trece când îi gusta! E bun, dar mea mi-e mai milă, zi Sofia! Da! Îți faci tu niște cheag? Nu se face cheag din ăla. Dar cum îl pregătim? Ia spune-mi. Cum îl facem? Știu ce putem face. De ziua mea vreau să-l mâncăm la Mogoșa. Nu trebuiască să cumpărăm de la restaurant. Păi n-ai zis că mâncăm KFC. Eu deja mi-am făcut planul că mâncăm KFC în ziua aia. KFC? Fripturel? Fripturel? Supă la plic. Supă la plic. Supă la plic, da. Și supă la plic vrei, iarăși. Deci, practic, ea să mănânce toată ziua, altceva nu contează. Da. Te mănânc, mă. Oameni buni, ăsta e video de astăzi, sperăm că v-a plăcut. Sper că ați învățat ceva din filmarea de astăzi. Lăsați-ne acolo în comentarii părerea voastră, dacă v-a plăcut, ce v-a plăcut. Vă mulțumim că v-ați uitat. Cine vrea să câștige Eduța, trebuie să scrie vreau să câștig Eduța, să distribuie, să dea like și să comenteze în acest video. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Păi cine vrea să câștige, că sunt o grămadă care zic că vor să câștige. Da, da, dacă nu vrea, zice Victor, că poate să scrie, nu vreau Eduța sau nu vreau să câștig Eduța. Este o doamnă importante. Care totdeauna... Da, zi. Este o doamnă care totdeauna zice, vreau să câștig pe Iancu. Pe doamna aia, încă nu l-am pus la tombolă pe Iancu, că nu... Adică Iancu e mult mai valoros și așa. Dar uite, îmi zicea cineva că mai mulți mi-au sugerat că ar fi bine să ne asigurăm că Eduța merge la cineva care are cu și condiții să o țină, nu să o taie, știi? No, noi oferim o Eduță frumoasă din gospodăria noastră și sperăm să care ajungă... va fi bună de lapte, asta e important. Sperăm să... din caprele noastre.